În luna în care Radio România a împlinit 96 de ani și la finalul întâlnirii noastre cu minte, vă propun o carte cumva despre noi, cei de la radio. Roman de maturitate, insolit, non-canonic, a cărui arhitectură stilistică a fost gândită și regândită, scrisă și rescrisă vreme de 7 ani, Iluzia autoexilului este publicat recent de prestigioasa editură Integral. Structura narrativă a cărții familiarizează cititorul cu întâmplări adevărate, dar și imaginare, povestite în maniera comperajului și a scenariului de radio. Este modalitatea prin care autoarea, Camelia Stănescu, se regăsește în casa ei de suflet, Societatea Română de Radiodifuziune. Cartea traversează cu dezinvoltură o epocă, reunind în perspectiva viitorului realitatea cu ficțiunea, trecutul cu prezentul. De la bun început ne întâmpină două povești de dragoste, una dăinuind în amintirile contemplative, nostalgice ale Amei, aflată la simții de viață, cealaltă între tinerii colegi de radio, erudiți și fermecători, Roxana și Florian, înfiripându-se și împlinindu-se sub ochii cititorului. O iubire modernă, o iubire enigmatică, din care nu lipsește suspansul. Ca în basme, liantul dintre cele două povești de iubire este un martor rezonăr, domnișoara în plâi, cea coborâtă din tabloul pictat ca în vechea artă egipteană, în culoarea de azur a cerului. Toate personajele sunt reale. Au numele schimbate doar cele pe care autoarea le-a îmbogățit considerabil cu fantezia ei. Fiecare în parte își are propriul registru stilistic, de la stilul elevat, intelectual, bine șlefuit, la cel colocvial, simplu și atât de natural al dialogurilor cotidiene. Cartea este sută pe canavaua atmosferei speciale de camaraderie spirituală dintre protagoniștii legendarului program 3 al radiodifuziunii române, cu întâmplări de altă dată, cu farsele, cu vorbele de duh, cu viprocvourile mereu la ordinea zilei dintre colegi. Așa descrie pe scurt cartea Iluzia autoexilului a Cameliei Stănescu doamna Victorela Neagoie, cercetător științific, doctor în filologie. Iluzia autoexilului este o carte adevărată. Pășim în atmosfera anilor 60, 70, 80 ai secolului trecut, dar cumva ajungem și în prezent. Camelia Stănescu declara la momentul lansării: muza acestui roman este domnișoara în bleu, al cărei portret îl puteți admira pe coperta cărții. O cunoașteți cumva? Ați întâlnit-o acum mai bine de 50 de ani, când alerga de la universitate unde studia franceza la radio, unde o așteptau nu doar zânele, multe la număr, cărora le-a dat viață, dar și povești vrăjite, pe care le dăruia celor mici care nu adormeau până ce ea nu le șoptea tandru: noapte bună, copii. A interpretat fel de fel de roluri la teatru la microfon pentru copii, de la Năstrușnicul Neghiniță la fetița lui Tătuțu, Tudor Arghezi, din minunata carte cu jucării. Aflați că dumnea ei, domnișoara în bleu, e cea care m-a provocat să scriu Iluzia autoexilului, spune Camelia Stănescu. Dar să-i dăm cezarului ce al cezarului și Cameliei microfonul care i-a fost atât de drag. Iluzia autoexilului este o carte în care visul își dă întâlnire cu realitatea, viața trăită cu viața visată. Am să vă spun câteva cuvinte despre personajul meu, Florian. Îl are ca model real pe soțul meu, Dan Ursuleanu. E ca el, scăpărător de inteligent, cu o fină autoironie, cu un umor de calitate, mare amator de jocuri de cuvinte și de calambururi. Un magician al vorbelor de duh. În cartea mea există o prezență constantă, sunt colegii mei de la programul 3 care își păstrează numele real. E vorba în carte de poveștile de dragoste a două cupluri aflate, unul la tinerețe, celălalt la vârsta a treia. Prezentată la standul grupului editorial Integral, Iluzia autoexilului s-a bucurat de un real interes zilele trecute în Emiratele Arabe, la Sharjah Publishers Conference. Trei librării franceze
s-au arătat interesate de carte. De aceea, acum lucrez la ediția ei în limba franceză. Lansarea va avea loc anul viitor la Paris. Tot la anul vom lansa cartea în versiune italiană la Academia di Romania de la Roma. Să urăm drum bun cărții în lume. Mulțumesc! Casa mea de suflet, Radio România. Da, și la începutul săptămânii pe care o încheiem astăzi, Cameliei i s-a decernat și premiul special Hesperus pentru debut în literatură. Dacă v-am făcut curioși, căutați cartea care vă poartă în mare măsură în lumea asta noastră, a celor de la radio. Întotdeauna cu minte și mai niciodată cu minți, căci multe sunt năzdrăvăniile evocate în carte. Cartea îl poartă pe cititor în acel cum a fost cândva, dar care uneori își face loc și revine și azi. Concluzia îi aparține tot doamnei Victorela Neagoie, cercetător științific, doctor în filologie. Cartea Cameliei Stănescu, Iluzia autoexilului, este o compoziție inedită, cu mai multe povești într-o singură poveste, cea a programului 3 al radioului românesc, desfășurată pe perioada ultimei jumătăți de secol. Iluzia autoexilului este un smart book cu multe coduri QR, concept original și al avangardistei eituri integral de a însoți textul scris cu mediul online. Vocea inegalabilă a Cameliei Stănescu, precum și a colegilor ei de la programul 3, aduc în actualitate, grație tehnologiei moderne, timpul revolut. Trecutul ne modelează prezentul.